Voi ați vrea să o vedeți pe Mara din nou la gimnastică? Avem o veste mare! S-au vopsit cu portocaliu. Cine v-a dat voie? La mulți ani! O îndulăm pe Teo! La mulți ani, Larisa! Am evitat un accident. Mara, să te vedem! De astăzi încep și eu gimnastica ritmică. Asta-i ținta mea. 3, 2, 1 și... Salut și bine ați venit la un nou vlog. Ghiciți unde mergem. De necoafăm așa. Eu mă așa trebuie să rămân, mă pipt un pic și aia e. Că pe mine nu poate să mă unduleze nimeni. Pentru că eu undulez pe ea, o undulez pe Bri. Poate vrea și mami. Avem o veste mare. Salut. Avem în sfârșit căldura. Din păcate, așa trebuie să ne bucurăm că avem caloriferele calde. Wow. Chiar frig, căldura e de la CET, e căldură centralizată de la oraș și până acum n-am avut. Mie mi se pare că Teo seamănă cu Bella. Deci, fetița asta și cu fetița aia, ghiciți ce-au făcut astăzi. S-au vopsit cu portocaliu. Ia uitați-vă pe mine de Teodorei. Oh my god. Ia uitați-vă la părul Briane. Tu nu știai că m-am vopsit cu Bella? Nu! Și tu! Da! Oh my god. Cine v-a dat voie? Mama, bine, ziua special pentru copii. Da. Mi-a dat doamna aia din Bacău pentru noi. Da. Mi-am adus aminte, da. Bun. Asta se iau după spălare, la revedere. Să înțeleg că doar v-ați jucat. Da. Hai. Pentru ziua lui Raisa. La mulți ani, Raisa! La mulți ani! Te iubim! Așa că venim la tine la petrecere în scurt timp. Abia aștept să o termin pe Teo. Acum dă-mi asta, ca să poți să-ți... Mie mi se pare că Teo seamănă cu Bel. Nu? S-a închis la pâine, da. S-a închis la pâine? Nu, s-a deschis la petrecere. Haideți la distracție, fetelor! Și e Cocu. Mă uitam pe versurile din trend. Da, Briana arată superb roșcată. Da, că doar mi-e. Uitați o roșcată și cea mai roșcată. Nu se vede așa. Ia uitați. Tu. Ce frumoasă ești. Hai că-i frig, e frig. Frig. Ui, ce frig. Hai, mami. La mulți ani. Una. Bună, copii! Dator frumoase și încălcate. Salată bio. Tati, vrei tu? E făcută de voi? Da. Super, bravo. Wow. Eu pot. Ce faci, Teo? Ai reușit. Hai, Teodor, și tu. Ce tare. Reparăm. E, cine să-l dăm în leagăn? Pe Teddy. Așa îl dai? Hai să vedem fără ce-i. Distracție! Bravo, Tudor! Super, hai, Teo! Super, hai, Raisa! 3, 2, 1 și... Mara, biliar! Sport! Iar aici avem pe Briuța. Ce facem noi? Turn! Succes!
Pe tiroliană, 3, 2, 1, start! Încă o dată! 3, 2, 1, start jump! Iar distracția continuă! Copii, pregătiți pentru tort! Raisa, nu mă lași în domnule! La mulți ani, Raisa! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Raisa să trăiască! La mulți ani! Înceapă distracția, vedeți ce faceți cu tacurile. Mami, ce fac fetele? Dansa cu tavan, picioarele în tavan. Raisa, la mulți ani! De la petrecere nu plecăm cu mâna goală, mulțumim Rodi. Rodi ne-a pus aici o grămadă de bunătăți, asta s-a făcut de ea. Bravo! Ana, wow. A zis foa până acum. Acum azi e... A început să vorbească, are. Da. Și zice, ce mai mult. Că am zis noi, wow. Inclusiv Mara a spus astăzi vreo câteva ori. Da, mami, iar te zici. Wow. Acum mai finale. Mai e cineva oprit acolo. Noi vedem mai bine decât aia. Wow. Wow! Wow! Ce credeți că fac? Dai mai încet. Da. E prea cald. Foarte cald. S-a putea să avem căldură. Dacă un calorifer așa mic a făcut atâta căldură în camera asta mare. Uitați cât trafic este în Oradea. La ora asta. Iar Tomara ce face? Eu învăț la chimie și duc tot la școală. Pam, pam. Bucă de mine, singură. Și așa începe o nouă zi de școală pentru fete, început de săptămână. O săptămână ușoară tuturor. La mine nu e prea ușoară. La cât am de învățat și câte teze trebuie să dau săptămâna asta. Multă baftă, Mara! Mulțumesc, tati, Doamne ajută. Sper să am baftă. Așa că continuăm să învățăm. Asta am de învățat pentru asta. Bună, Mara! Au ieșit fetele de la școală, iar noi mergem după ele. Mergem Ariuca îmbrăcată. Bri! Îmbrăcată bine, Ariuca. Ariuca e îmbrăcată cu costumul Marei. Cine sună? Mara! Mara, răspunde-i! Prima zi de pregătire pentru Briana la engleză. Am lăsat-o și mergem la prietenii noștri pentru a destinde copii. Și pe Ariuca! Paste! Cu Marius sau mai bine zis la Marius. Șef bucătar. Da, șef Mara. Șef Marius. Fetele sunt la școală toate, noi am rămas cu Ari. Și dacă tot suntem singure, ne relaxăm un pic, mergem la masaj. Yeee! Ariuca. Ariuca. Doarme, eu sunt gata, mă îmbrac, mi-e frig. După masaj m-am încălzit bine și acum am ieșit în ger. Bine! Nu cred, Hai la plimbare! Succes! Mă duc să caut o terasă, să iau micul dejun pe cafea. Chiar ea zice... Hai că vin și eu, repede! Am ajuns la terasă și mi-am comandat o cafeluță. Priviți ce bine arată! Conjurițe! Micul meu dejun. Avea și unul deasupra, dar... Mi-a fost atât de foame încât n-am mai tras niciun cadru. Iar aripa pe pinică proaspătă. Da, cine-i mic, cine-i mic. Pofte bune. Iată ce a ajuns aici, micul dejun pentru tati. Ce zici, Ari? Fac și tu din micul dejun al lui tati? Am ajuns și eu la micul dejun. Pofte bune. Mulțumesc, mami, deja a terminat. De cât? De mult. Și brânză de la tine am luat. Bravo. Iane, și s-a strâmbat. Ham. Că-i sărată. Asta e Ari. S-a învățat deja. Și mare eveniment la noi, în familie.
Mara? Merge și ea la gimnastică cu fetele. Am pus aici echipamentele, pentru toate trei. Abia aștept să o vedem îmbrăcată pe Mărță. Voi ați vrea să o vedeți pe Mara din nou la gimnastică? Cum ar fi, Mara? Nu, încă sunt de gimnastică, numai că acum e mai zdravănă. Mara, să te vedem! Aici sunt toate, prinde! O luăm întâi pe Bri, apoi pe Mara și pe Teo. De când suntem aici, ne-am făcut prieteni din ce în ce mai mulți și am atras în activitățile copiilor noștri și alți copii. I-am atras la propriu, adică merg odată cu copiii noștri la activitățile respective. Am luat-o pe Briuța și spre bucuria mea am evitat un accident. Și o să vă arăt acum despre ce e vorba. Scrieți-mi în comentarii dacă vi se pare normală situația prin care am trecut eu și sper să nu treacă nimeni prin așa ceva. De aceea trebuie să fim atenți, chiar dacă respecti într-o tocmai regulile de circulație. De astăzi încep și eu gimnastica ritmică, care este amestecată cu balet sau invers. Pentru că fetele fac și gimnastică și balet, deoarece o profesoară ține mâinile așa ca la gimnastică și o profesoară așa ca la balet. Eu am aflat că este gimnastică combinat cu balet sau balet combinat cu gimnastică pentru că am aflat de la o colegă de la balet. Pentru că ea a venit la balet, iar eu la gimnastică. Sper că ați înțeles. Sper să mă lase profesoarele să merg și eu, pentru că eu sunt extrem de mare. Dar doar acum pot și eu. Îmi doresc de data trecută să vin. Dar n-am avut costum. Costumul nu are. Asta-i ținuta mea. Curios e că nu știm dacă o va primi pe Mara. Gata, Mara e cu fetele. Sunt curios ce impresie o să aibă Mara după prima ședință. Gata. Cum a fost? Bine. Mai vrei? Vreau înghețată de la mic. Da. Hai. Dar nu mai joi o să pot. Am înțeles. Mi-e frig, nu vreau înghețată. Chiar e frig, hai repede în mașină. Bineînțeles că după gimnastică mergem fast food. Mi-a făcut foame. Eu mi-am înghețată, voi? Înghețată. Eu mi-am un meniu mac puișor. Din ăla triplu mac puișor. Și înghețată. Eu mi-am înghețată. Așa. Să-mi spun suc ceva și cam atât. Numai bine de aici, la doamna doctor, să mai facem un dințișor Briani. Ce zici, Bri? Mai facem un dințișor? Mai facem! În seara aceasta vin Alexandra, Maria, Mario și Mihai la noi, prietenii noștri, adică să fac cu Alexandra lapte de pasăre la Thermomix. Adică lapte și ouă separat, azi că mai aducea un bol de mixare, că dacă pui gălbenușurile peste albușuri, s-ar putea să nu ți iasă dacă nu-l speli foarte bine. Așa că îl aduce pe alei și facem imediat după pam pam și poți să-l mănânci imediat, nu trebuie lăsat la frigider nimic. Rămâneți să vedeți rețeta și ce tort am făcut alaltăieri. Chiar dacă nu aveți acest aparat, puteți face și fără. Ziua de dentist! Hai, intrați repede la doamna doctor! E marea! Ca afară, da! Chiar e frică. Sunt undeva la 7 grade. 3, 2, 1 și... Bravo! Nu vine să cred, ai dințișori. Da, ți-am făcut, ai văzut și ție. Și ție, da. Ani ție, încă nu. Acum, acasă la mami. Gătim? Da. Trebuie să mergem să luăm ouă și lapte. Ia previziunea la Mara. Shopping. Vampir, mumie, vrăjitoare, dovleac și bubniță. Cele mai fain. Hai, mergem acasă. Dar nu le deschideți, le lăsăm așa fain de decor. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, Bri. Și caloriferele sunt calde. Abia astăzi la școală au pornit căldura. Eu stau fix lângă calorifer. Aici e colega mea și e. Ideea este că abia astăzi am mai dat și la noi căldură, că de două zile încoace n-am mai primit. Ce cald! Facem șnițele! Până la urmă tu faci, mami. Da, și Alexandra făcea altceva, un desert, lapte de nu știu ce. De pasăre? De pasăre?
de pasăre. Mara este la pregătire. Iar aici e distracție. Mara face pregătire de acasă cu profesoara de la Bacău, online. Deci se poate. Noi păstrăm în continuare legătura cu oamenii noștri dragi, inclusiv de la Bacău. Aici e felul principal, se face manual și acolo e desertul, se face cu aparatură. Avem albușurile. Frige. Ce bine arată. Asta e laptele de pasăre. Da, buldonej. Fiecare știe cu denumirea din copilăria lui. Rețeta? Rețeta, se amestecă ouă cu gălbenușuri, se fierb la bai maren, separat albușurile cu zahărul și se adaugă cu o lingură în formă de norișori, că de asta se cheamă buldonej, bulgăr de zăpadă, da? Asta înseamnă buldonej, în substanța galbenă obținută. Și iese așa. Ca o artă. Am făcut un aluat moale din ouă, lapte, făină, praf de usturoi, sare, piper, apă minerală. Am băgat toată carnea de șnițele acolo și am dat și pe lângă, pentru că am vrut să o bag pe toată. N-am reușit nici să bag pe toată, nici să păstrez echilibrul. Am pisat fulgi de porumb. Am dat carnea de acolo prin fulgi de porumb și acum întoarcem șnițelele. Laptele de pasăre e gata. Lapte cu galbenoși de ou avem ca bază. Se pare că peste bulgării noștri de zăpadă a venit primăvara și a inundat de floricele pe câmpii. De fapt ce e? Pistic. Pistic. Abia aștept să mâncăm. Ia uitați ce am făcut. Bulgări de zăpadă. Teo, cum e? E gustos? Merge. Fistic deasupra. Foarte bun. Bravo. Pregătirea am terminat-o și laptele de pasăre, pentru că am avut pregătire. Dar o să fac data viitoare. Și momentan. De pasăre. Asta nu e bună deloc. Mâncăm, momentan, nu? Momentan mănânc. Mi-ai zis cum e? Am înțeles că în combinație cu partea de bază e bun. E dulce? E dulce? Da. Și verdictul. 3, 2, 1 și... N-ai mâncat niciodată. Mie nu-mi place. De ce? Supa e bună. Da, supa. Că e dulce. Ziama e mai bună? Nota 7. Da, 7. Nu prea place textura aia de la bezea. Cartofii arată minunat, iar șnițelul e excelent. Poftă bună, mami. Bucătarul trebuie să deguste. Iar cartofii sunt mai buni. Sunt mai buni la cuptor pentru că sunt mai dietetici. Tati curăță usturoi. Uite ce cântură pe ea cu doamna. Câte șnițele. Mai am un castron. Și să vedem ce fac copiii. Maria arată. Așa, ia să te vedem, Maria. Wow! Cine te-a făcut? Mara și Teo și Brin. Mara, Teo și Brin. Foarte bună! Mulțumim! Vin și eu acum.
Suntem a doua zi după cină. Aseara am strâns doar strictul necesar, pentru că eram foarte obosiți, dar mâncarea trebuia băgată la frigider. Iar astăzi trebuie să facem curățenie. Masa a rămas așa? Vom strânge în echipă, pentru că Ariuca ne ajută. Fetele sunt la școală, iar mai avem treabă. Facem curat și pregătim challenge-uri noi. Pentru fete, ele abia așteaptă să se joace. Dar și pentru voi. Destul de stresate de la școală și nu pot să se apuce direct de teme. Ne jucăm un pic cu ele înainte și apoi teme. Vedem. Tati, totuși, deși sunt cadru didactic, mie mi se pare că învățământul ăsta românesc e mult prea încărcat. Un copil stă la școală până la 4-5 și vine acasă și are ore întregi de teme. Pentru că e vocațional. Așa că mami la bucătărie, iar eu pun pe Ari aici. Care? În premergător. Pentru că în premergător, față de celălalt, se poate mișca în ce direcție dorește ea. Zimbărici! Voi cum spuneți la acest obiect? Noi spunem premergător, dar aici se cheamă rotobil și am aflat că în alte părți ale țării se spune cu totul altfel. Dar ca să amenajăm casa pentru jocurile noastre, trebuie să fie curat. Pentru început am adus hainele din mașină. Nu din mașina de spălat, din mașina de umblat. Fetele și-au la ele mereu o grămadă de haine. Iar acum sortez care-s murdare, care-s curate. Și apoi le duc pe fiecare la locul lor. Eu am adus mesele, pentru că vom folosi mesele la acest challenge. Va fi un challenge legat de școală, în care vrem să arătăm că școala poate fi și distractivă. Eu întorc hainele pe față pentru a vedea dacă sunt murdare, iar apoi le întorc pe dos, pentru că așa pun eu la spălat. Voi cum faceți? Puneți hainele la spălat pe dos sau pe față? Scrieți-ne comentarii! Ariana vrea să mă ajute la desfăcutul meselor. Abia așteaptă! Ariana vrea să pună mâna pe orice! Este la vârsta la care este foarte curioasă. Și nu numai mâna, știți ce vrea să pună ea? Gura! Vreau să guste tot. Hai să-i Ariuca. Da, așa e. Că acolo se uită. E nou. E ceva nou pentru ea. Nu am mai văzut. Somnii la Ariuca. Cred că o să mergem la nani. Iar noi vă facem trimiterea către încheierea acestui vlog. Și încheiem vlogul aici. Mulțumim tare mult că ați ajuns până la final. Până data viitoare veți vizionat în continuare vlogul SketchUp Challenge-uri. Apăsați pe care ele. Pa, pa! Poftă bună și vouă celor care se întâmplă să mâncați acum când vă uitați la clipurile noastre.